Haideți să deschidem Scriptura. Și să citim prima dată de la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Și haideți să citim de la Psalmul 46. Psalmul 46, citim ultimele două versete. Psalmul 46, versetul 10 și versetul 11. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Luați loc, vă rog. Iubiții mei, ascultând aceste cântări cu mesajele lor atât de tulburătoare în același timp cât provocatoare, având în fundal, să spun așa, acest cimitir. Nu, că e aici, îl vedem. Mă gândeam că va veni un moment pentru fiecare din noi. Vedeți, noi suntem în acest carusel al vieții, în mișcare. Avem planuri, avem familii, dar pentru ei s-a oprit. Nu? Pentru ei Dumnezeu a zis până aici. Psalmul 90, Moise spunea, marele om al lui Dumnezeu spunea Moise, că el spune oamenilor: opriți-vă până aici, veniți. Pentru ei a fost marea oprire, dar știți că urmează și pentru noi marea oprire? Suntem atât de trecători. Suntem atât de vremelnici pe pământul acesta și va veni clipa când vom face acel pas de pe tărâmul acesta al vremelniciei în veșnicie. Că vrem, că nu vrem. Vine clipa aceea a opririi. Dar iubiților, ar vrea să predic în seara aceasta despre trei mari opriri care trebuie să le facă fiecare ființă umană, adică tu și cu mine, înainte de marea oprire, care este moartea. Ați sesizat că nu ne putem opri. Nu ne putem opri. Nu, suntem acompaniați de muzică, de mass media. Nu mai avem capacitatea de a ne opri și a face o introspecție, de a gândi lucruri profunde. De unde venim? Unde ne ducem? Care e scopul vieții? Caruselul acesta, nu? Și zapăm pe telefoane și nu ne mai oprim. Muzică de dimineața până seara. Parcă ne e frică să fim singuri cu noi și să ne gândim: unde mă duc? Asta este oameni buni. Ba mai mult, în ultimii 200 de ani, hai să nu pun, ultimii 200 de ani, societatea aceasta a prins un avânt atât de mare, o societate mobilă, la maxim. Am comprimat distanțele, nu? 8 ore până în New York, din București, cu avionul. Până la dumneavoastră aici, azi, ceva kilometri, 5 ore, îi faci cu mașină. Am comprimat distanțele prin mobilitatea noastră. Dar marea problemă este că
Am transferat această mobilitate și în relațiile dintre noi. Nu mai avem răbdare să stăm acasă cu familia, cum se spunea. Lăsăm acasă acolo, în locul unde trebuie să fie colțul de rai al existenței tale. Nu-i dar mai mare pe pământul acesta, bărbatule, femeie, decât să stai la masă cu soția, cu copiii și să te poți uita cu demnitate în ochii lor. Să găsești liniște și pace. Să lași la o parte telefonul, să lași la o parte anturajele care te agasează, WhatsApp-ul, nu? Care... Spuneți că nu e așa. Se vorbea despre o dată a nașterii, nu? Venim pe lumea aceasta cu acel strigăt de start la naștere, e un strigăt al startului, dar numerotoarea inversă, nu? Și fiecare clipă care se scurge din viața noastră ne duce acolo. Uitați, acolo ne duce. Și întrebarea care se pune, suntem pregătiți? Ne-am făcut datoria de părinți? Că înainte de a fi medici, profesori, nu-i rău să fim, sau ce-om fi, predicatori, păstori, suntem chemați să fim mamă și tată în căminele noastre. Doamne ajută-ne în locul acesta. Nu? Deci, acest iureș continuu și nu mai știm să ne oprim. Și Dumnezeu astăzi, într-o zi de Rusalii, atunci s-a oprit vreo 3.000 la predica lui Petru. Și au zis, ce să facem? Ce să facem că maratonul nostru e spre iad, are destinație finală iadul, ce avem de făcut? Și Petru așa de frumos le-a spus, opriți-vă și să știți că Iisus Hristos este Domnul. Opriți-vă și să știți că pentru voi, acum 2000 de ani, s-a coborât din glorie, din slavă, nu un înger, nu un serafim, nu un heruvim, ci s-a coborât însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui! Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Marele opriri ale vieții. Și haideți să începem cu prima, iubiților, înainte de mare oprire. Prima oprire. Opriți-vă și stabiliți-vă corect prioritățile vieții. Stabiliți-vă corect prioritățile vieții. De multe ori trebuie să trecem prin încercări. Cum spunea și fratele Lucian. Să ne dăm seama ceea ce contează, ceea ce atârnă greu în balanța vieții. Suntem mințiți de societate, de politicieni, nu? Suntem mințiți de cei de lângă noi, dar mai mare dramă este atunci când ne mințim noi pe noi înșine. Și avem de multe ori avem cântare greșite. Din păcate le punem unii în dreptul altora. Singurul cântar valid este cântarul lui Dumnezeu. De aceea nu știu de ce trebuie să vă spun, încetați să vă mai judecați unii pe alții. Și Duhul Domnului vă vorbește celor din cetatea aceasta, din localitatea aceasta. Nu vă mai cântăriți unii pe alții cu cântare nedrepte. Singurul care are autoritate să cântărească este Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu astăzi ne cercetează. Și înainte de a ne cerceta ei, să știți că ne cercetează cum ne comportăm acasă. Ne cercetează cum ne raportăm unii la alții. Și Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii corecte. Să ne oprim și să stabilim corect prioritățile vieții noastre, ceea ce are greutate, ceea ce contează, ce avem în bagajul vieții noastre, care luăm dincolo cu noi, că uitați, când plecăm de aici, o, la câte mormântări am fost și probabil voi mai merge, dacă va vrea Domnul. Știți cum plecăm din lumea asta? Așa. Am asistat la nașterea primului meu băiat, are 16 ani acum, dar pe mine nu asistam. Nu tot ce vine de la americani e bun. No, atunci așa era în 2007. Și mi-aduc aminte când a venit pe lume, s-a născut cu acel țipăt, a țipat, sănătos, dar mi-aduc aminte că avea niște mâini mari și amândoi pumnii strânși și dădea așa cu pumni. Și atunci așa o străfulgerare mi-a venit, vezi, toată viața omul cu pumnii strânși. După lucrurile astea. Dar de mici venim așa. Și când plecăm, uite, așa punem palmă. Așa punem palmă.
ai valori în bagajul vieții tale care te vor certifica să stai în fața Creatorului. Ai cartea de pașaportul suprem, care este caracterul tău transformat de Duhul lui Dumnezeu, l-ai? Dragoste. Știți ce am constatat? Că are importanță în viața aceasta să iubești pe alții și în același timp să te faci iubit de alții. Dincolo de proprietăți, de diplome, de succesele astea perene, nu urcăm pe scara socială, vrem să ajungem cât de sus, de mici, de la grădiniță, copiii sunt învățați să fie primii. Și apoi și ajungem în viață încrâncenați, nu știu, încordați, să nu fim deposedați de bunurile noastre, să nu fim luați în zeflemea, să nu fim ironizați, să fim respectați, să ajungem undeva sus și profenăm ură și dispreț în loc să dăm dragoste, îngăduință, bunătate. Nu? Roada Duhului, din potrivă este, Galateni, capitolul 5. Doamne, ajută-ne să stabilim corect prioritățile vieții. În Luca, capitolul 12, de la versetul 13, ne relatează Scriptura o predică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și în timp ce Iisus predica, unul din mulțime a zis: învățătorule, spune fratelui meu să împartă moștenirea noastră cu mine. Să predice Iisus și să te gândești tot aici? Dar știți că Iisus a spus în Marcu 16:16, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Iisus a dat autoritate slujitorilor lui. Și astăzi, în seara aceasta, noi vorbim despre cer. A venit Hristos să ne împartă cerul, mărire Lui. De ce te gândești tot aici? De ce vrei să strici relația dintre tine și acela cu care ai copilărit? Ai mâncat dintr-o farfurie, ai dormit într-un pat și pentru o jumătate de metru de mejdie îți vinzi mântuirea, ți-o joci la zaruri, ca romanii sub crucea lui Iisus. De ce? Am așa un sentiment că parcă istoria se repetă. De secole se tot repetă. Hristos împuternicește robii lui, se predică cuvântul, se cântă și noi ne gândim tot aici. Care sunt prioritățile noastre? Și atunci începe Hristos și spune: omule, cine m-a pus pe mine împărțitor peste voi? Eu am venit să vă împart cerul, nu pământ. Cerul, nu pământ. Nu știu, la dumneavoastră, la noi la biserică sunt acei indivizi cu revistele lor sub braț și vor să ne învețe că Dumnezeu ne va împărți pământul. Pământul ăsta cu tot ce e pe el va arde. Și va face Domnul un pământ nou și un cer nou. Pământul ăsta e prea mizerabil, e prea corupt să mai poată face ceva Dumnezeu. Va trebui să-i pună foc. Pentru că pe pământul acesta se proferează legi care îl sfidează pe Dumnezeu. Sodomia a ajuns politică de stat. Dacă Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora, chiar și locul acela, cu foc și pucioasă și pe păcătoși, credeți că Dumnezeu va cosmetiza pământul acesta care îl sfidează pe Dumnezeu în profunzime cu legile care le dau, cu atitudinile care le au? Nu. Dumnezeu este corect și drept și El respectă cuvântul. Slăvit să fie numele Lui. Și a spus Hristos: era unul cam ca tine care i-a rodit țarina. Era activ. Nu e rău. Că trebuie să ne câștigăm existența, trebuie să lucrăm pe pământul acesta, trebuie să muncim ca să avem să dăm și la alții. Pentru că Hristos a spus: e mai ferice să dai decât să primești. Nu? Și acum, în mediul religios, știți că sunt și mulți escroci. Asta e, trebuie să o spunem, care profită. O, cum vor sta aceia în fața lui Dumnezeu, care au mințit biserica lui Dumnezeu pentru beneficiile acestei lumi. Și poate fi și invers de aici. O, câți nu manipulează ca să strângă. O, să ne păzească Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu.
Simon Magul, când a văzut lucrarea Duhului Sfânt, a spus lui Petru, am bani, hai să-ți dau să îmi dai și mie această lucrare. Să o manifest eu. Și Petru a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Tu n-ai sort la lucrarea asta, pentru că lucrarea asta nu e o lucrare omenească, a politicii omenești, a ambiției umane, ci e o lucrare sfântă. E Dumnezeu care s-a coborât din cer ca să nobileze ființa umană. Aleluia! Glorie Domnului! Glorie lui Dumnezeu! Și era unul cam ca tine care vroia să manipuleze, să strângă, să facă, să-și crească un nume. Și Dumnezeu care e bun spune în Matei capitolul 5 că El face să răsară soarele și peste cel rău și peste cel bun, nu? E bun Dumnezeu, uitați ce vreme frumoasă ne-a zis. Face să plouă și peste cel rău și peste cel bun. Dumnezeu e bun și a făcut să erodească țarina acestui om. Și el în loc să se oprească, să ridică privirea în sus și să zică, Doamne, văd soarele care Tu l-ai creat. Respir aerul care Tu îl lași să-l respir. Beau apa care Tu mi-o dai. El a zis, sunt bun. Știu să mă descurc. Știu ce am să fac, a zis. Am să strig grânarele vechi, am să zidesc altele mai mari, voi strânge acolo bunătăți și voi zice, sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Mănâncă, odihnește-te, bea și veselește. Și Dumnezeu a zis, gata, nebunule, gata, până aici oprire. N-aș dori să se întâmple asta cu niciunul aici. Haideți să ne oprim acum. Să realizăm nebunia în care am trăit. Să realizăm lăcomiile noastre, ambițiile noastre, prostia noastră, nebunia noastră. Și să zicem, Doamne, iartă-ne! Ne oprim noi! Și stabilim corect prioritățile. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Avem nevoie de iertarea Ta. Avem nevoie, mare preot, să faci stropire cu sângele Tău în seara asta. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Haideți, iubiților, să ne oprim și să stabilim corect prioritățile vieții noastre. Viața e mai mult decât existență. Că El a spus, suflete, mănâncă, bea și veselește, dar sufletul, te întreb, sufletul se hrănește cu lucrurile care le-am strâns în hambare. Sufletul se hrănește cu meciuri, cu divertisment, cu sintetic. Se hrănește sufletul cu entertainmentul acestei lumi. Se hrănește sufletul cu altul. Nu. Cu ce se hrănește sufletul? Sufletul tău și sufletul meu se hrănește din izvorul apelor vii. În seara aceasta, sufletele noastre sunt hrănite din apa vie. Din Duhul lui Dumnezeu care l-am simțit de încă de când frații au început să cânte. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât aici. N-a simțit vântul care a fost aici? Acum simt și spun, Duhul lui Dumnezeu e prezent. Gloria lui Dumnezeu. Și El stă inima împrejur. Nu talentul unor oameni, nu oratoria unui om, ci Duhul lui Dumnezeu. Rigara bralot. El să stă inima împrejur. Și să înțelegi, omule, că dacă până aici ai avut priorități greșite, începând din seara asta, pune-L pe Mesia pe primul loc. Pune lucrarea Lui pe primul loc. Aleluia! Dumnezeu să ne ajute. Să ne oprim acum cât putem noi să o facem. Și să stabilim corect prioritățile vieții noastre. Aleluia! Viața e mai mult decât existență. Scriptura spune că în ziua a cincea Dumnezeu a făcut și pe om și pe animal. Și animalul există, dar în noi, spune în Geneza 2:7, Dumnezeu a suflat suflare de viață în om și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Animalele n-au suflet. Tu ai suflet, eu am suflet. Și sufletul este amprenta lui Dumnezeu în noi.
Pune prioritar sufletul tău și să pun prioritar sufletul meu. Doamne, ajută-ne, Doamne! Hrănește sufletul, deschide Scriptura, strângeți familia în jurul Scripturii! Dărâm altarele lui Bal din casă! Scoate-le afară! Vin vremuri grele, creștinilor! Și dacă nu vom dărâma altarul lui Bal din casele noastre, nu vom sta în picioare! Avem nevoie să facem ordine în viața noastră și să stabilim corect prioritățile vieții noastre. Dar ce-i viața? Așa de frumos spunea fratele, ce-i viața? Iisus în Filipeni 1:21, Pavel a spus, pentru mine a trăi este Hristos, aleluia! Doamne, ajută-ne, Doamne, amin, să trăim pentru Tine, amin, să fim mai tăi. S-a întors la Domnul un medic la pensie și acest bărbat avea și are 2 copii, o fată care e tot medic și un băiat care e inginer. Și pentru că omul acesta a decis într-o seară de evangelizare să se pocăiască, copiii de la vreo 10 kilometri au venit la el și au spus, tată, ce faci? Nu ne face de rușine. Eu sunt medic, spunea fata. Dumneata ai fost medic într-o familie de medici cu tradiție. Frate meu e inginer. Nu ne face de rușine. Neam de neamul nostru n-a fost pocăiți. Fata mai directă, știți că fetele au o îndrăzneală cu tații. Băiatul mai cu bun simț a zis, tată, dar păi și noi avem duhovnic și mergem la biserică, nu suntem păgâni. Și bătrânul medic pensionar le-a făcut semn cu mâna și le-a zis, lăsați-mă să vă spun și eu ceva. V-am crescut cu greu. Am fost văduv de la 50 ceva de ani și v-am crescut cu greu. Ca să ajungeți oameni în societate, v-am ținut în școală, ați ajuns. Acum, spunea doctorul, nu am nimic pe numele meu, că am trecut totul pe voi ca să nu vă certați când voi pleca din lumea asta. Mi-a mai rămas un singur lucru, spunea. Sufletul. Și nu mi-l cere să vi-l dau, că l-am dat lui Iisus. Corect stabilite prioritățile vieții, nu? Chiar dacă a fost târziu, pe la vreo 67 de ani, ascultă-mă, eu nu te cunosc, Dumnezeu te cunoaște, nu mai amâna ziua. Stabilește-ți corect prioritățile vieții, chiar din seara asta, ia hotărâri noi în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Amin. Și să mă ajute și pe mine. Amin. Doi, a doua oprire care trebuie să o facem. Opriți-vă și încheiați un legământ în apa botezului cu Iisus Hristos. Cel mai important lucru. Eram în anul 1994, eram vreo 15 studenți la Cluj, la matematică studenți, și mi-aduc aminte pastorul Suciu Ezechiele prin America acum, mi-a spus așa de frumos, măi copii, ați venit la Cluj să învățați, să faceți o carieră, nu e rău, a spus, dar acum, era ziua botezului nostru, într-o zi de flori, într-o duminică de flori, în 1994. N-am să uit niciodată acea zi. Și a zis, dar acum, în ziua aceasta, faceți cea mai mare alegere a vieții voastre. Cea mai mare realizare, a spus el, a vieții voastre. Nu că veți avea diplomă, că veți profesa unii aici sau în sănătate. Asta, cea mai mare alegere a vieții unui om este atunci când se botează în apă. Când îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lui. Când ascultă cuvântul Domnului, pentru că nu e porunca pocăiților, nu e invenția vreunei secte sau vreunui cult, cum suntem acuzați de unii, nu. Ci este cuvântul și este porunca lui Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi? Mântuit. Aleluia! Gloria lui Dumnezeu. Opriți-vă și încheiați un legământ cu Domnul dacă sunt aici persoane care n-au făcut-o. S-ar putea mâine să fie târziu. Decideți-vă astăzi pentru Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. Un ministru de finanțe mergea din Addis Abeba, din Etiopia, vreo 2000 de kilometri spre Ierusalim. Pentru că avem în noi un gol care, așa cum am spus, nu poate fi umplut cu lucrurile acestei lumi, ci doar cu prezența lui Dumnezeu. Și mergea la Ierusalim să se închine. Era un prozelit, căuta și el pe Dumnezeu. Așa cum poate veni și tu aici. Și îl cauți pe Dumnezeu și bine faci.
Marea dramă a fost că nu l-a găsit acolo pe Dumnezeu. Eu îmi doresc în seara aceasta să-L găsești aici pe Dumnezeu. Amin. Să-L simți pe Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu. Amin. Să te vindece Dumnezeu. Amin. Aleluia. Amin. Cred lucrul acesta. Scriptura spune că ori de câte ori este propovăduită Evanghelia prin Duhul lui Dumnezeu, se vindecă bolnavi și cred lucrul acesta. Și cred, am un sentiment că în seara aceasta vor fi vindecați mulți în trupurile lor. Amin. Pentru că în locul acesta este marele medic. Amin. Prezent, mărit să fie numele Lui. Și a cumpărat un sul din Isaia, capitolul 53, și în drumul lui spre întoarcere, sau în întoarcerea lui spre casă, citea din Isaia. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea noastră ca o drazlă. N-avea nici strălucire, nici frumusețe care să ne atragă privirile. Noi am crezut că era lovit de Dumnezeu, zdrobit, părăsit de Dumnezeu, dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Amin. Fără de legile care au căzut peste El, ne dă nouă pacea și avem iertare prin jertfa Lui. Amin. Și El nu înțelegea ce citea. Dar Duhul Domnului, că suntem într-o zi de Ierusalim, l-a trimis pe Filip și a zis: du-te pe drumul care se coboară la Gaza și e pustiu. Poate drumul vieții tale e pustiu. Slăvit să fie Domnul că El te are în vedere! Gloria lui Dumnezeu! Du-te, Filipe, repede! Filip era în Samaria, unde era trezirea spirituală, dar a ascultat și s-a dus. Și l-a ajuns pe famenul acesta, pe etiopianul acesta, pe prim-ministrul acesta de finanțe și l-a întrebat: înțelegi tu ce citești? El a spus: nu înțeleg. Îmi place bunul simț. Mai ales la oamenii cu funcții politice. Să ne rugăm pentru România. Amin. Să ne rugăm pentru oamenii care ne conduc. Amin. Să nu dezbine țara, ci să fie oameni care să ajute această țară. Amin. Și a zis: nu înțeleg. Dacă nu mă va ajuta cineva. Și Filip se urcă în car și îi propovăduiește. Știți ce frumos spune acolo în Fapte, capitolul 8 cu 35? Începând de la pasajul acesta, a început să-L propovăduiască pe Iisus Hristos. Pentru că mântuirea este numai în numele lui Iisus Hristos. Amin. Gloria lui Dumnezeu! Și a propovăduit pe Iisus Hristos Domnul! Amin. Și famenul acesta, când a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a spus: oprește carul! Nu? Că suntem la oprit. A oprit carul. A zis: uite apă! Ce mă împiedică să fiu mântuit? Aleluia! Dacă crezi, El a spus: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu-i un înger, nu-i un arhanghel. Este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, adevărat, lumină din lumină, glorie lui Dumnezeu. Amin. Și famenul a fost botezat. Dumnezeu să te binecuvinteze dacă ești aici. Amin. Și încă n-ai făcut acest pas. Ia în inima ta, în sufletul tău, decizia. Vorbești cu cei din loc și încheie un legământ în apa botezului cu Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să te ajute la locul acesta. E o urgență aici. Se vorbea. E o urgență, oameni buni. Spunea și Lucian de bărbatul acela. Urgențele. Noi, urgența planează deasupra noastră. Nu știm care vom mai fi mâine în viață. Nu știm. Mă gândesc că 22 noiembrie 1963, președintele Kennedy, că avea 47 de ani, cam de o vârstă cu mine, la 9:15 ateriza în Dallas, cel mai puternic om al planetei. Lua micul dejun acolo cu politicienii din Dallas și două ore mai târziu era istorie. Cine a prevăzut asta? Cine a prevăzut? Împușcat în cap. Nu? Dar noi nu suntem președintele Americii, suntem simpli oameni și moartea e pe urmele noastre, oameni buni. Eu vă spun drept, mănânc la masă cu soția, cu copii și mergând și la multe mormântări, ba, am trecut și eu prin COVID, m-a bătut și pe mine COVID-ul ca prin un câine, dar slăvit să fie Domnul că e mai tare și m-a vindecat și sunt în viață în numele Lui. Și de multe ori mă gândesc la masă: Doamne, oare am să trăiesc să ajung să-mi văd nepoți, nu? E un har, să dacă ai nepoți și ei în brațe și îi săruți, e harul lui Dumnezeu. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Urgență, oameni buni, urgență! Dumnezeu a vorbit lui Filip și s-a dus. Filip a predicat famenului și a spus: gata, acum! S-a botezat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să dăm curs acestei urgențe în viața noastră. Să nu amânăm, să nu amânăm.
ci să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în al treilea rând, vreau să mă apropie și de încheiere și să facem o rugăciune pe final. În al treilea rând, mai este oprit. Deci, 1. Stabilește-ți corect prioritățile vieții. 2. Încheie un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. 3. Mai este oprit. Opriți-vă, spunea Dumnezeu și ne spune în seara aceasta. Și demonstrează-ți credința prin fapte. Nu-i așa că am devenit atât de declarativi? Ce-a făcut lumea asta cu noi? Atât de insensibil. Vorbim frumos, vorbim mult, dar când e să punem în practică? Vă aduceți aminte că în Luca capitolul 10, că vreau să mă duc, nu, numai cu Scriptura vreau să mă duc. În Luca capitolul 10 cu versetul 25, un învățător al legii l-a întrebat pe Iisus, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce întrebare bună. Bună întrebare. Dar acolo spune ca să-L ispitească pe Iisus. Apropo, s-ar putea să părem doar interesați de cer și să nu fim? Doamne, păzește-ne. Păzește. Dar îmi place de Domnul că El, Domnul știa că vrea să-L ispitească, dar nu L-a respins. A stat acolo să-I vorbească cu drag. Pentru că Iisus a venit pe pământul ăsta ca să salveze pe cei pierduți. De atâtea ori. M-am comportat și eu ca omul acesta poate în casa mea, poate la locul de muncă. Vorbim de multe ori doar să sune și nu suntem sinceri. Și Dumnezeu spune că dacă urăți ceva, a spus Hristos la ucenici, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Nu vedeți că e o lume nebună de a se exprima, de a vorbi pe WhatsApp, pe telefoane, pe media, pe bloguri. Numai să vorbim, să vorbim, dar e atâta falsitate! În spatele pozelor de pe Facebook, zâmbete frumoase, sunt atâtea drame acolo, nu? Un învățător al legii ca să ispitească pe Iisus pune o întrebare bună. Adică să părem interesați de cer și să nu fim. Doamne, ai milă de noi. Vrem să fim sinceri. Noi vrem să moștenim cerul. Vrem să fim un plus de prezența Ta. Vrem să trăim pentru Tine. Nu vrem doar show-uri. Nu vrem doar să ne afirmăm. Nu vrem doar like-uri. Nu vrem vizualizări. Te vrem pe Tine, Mesia. Aleluia. Schimbă-ne, Doamne. În primul rând pe noi, pe penticostali. Schimbă-ne, Doamne. Ajută-ne să ne pocăim noi, Doamne. Și atunci vei lucra. Și Domnul va lucra. Interesat de cer, dar nu era. Dar Domnul, repet, a continuat să discute cu el. Și el a răspuns bine. A zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul a zis bine, a răspuns. Bine. Fă așa și vei avea viață veșnică. Gândiți-vă să cunoști îndeajuns și să nu faci. Nu-i generația noastră. Nu-i generația. Atâția predicatori astăzi, nu, peste tot. Atâția cântăreți. Nu v-am cunoscut, dar mă bucur. Cântați pentru Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Dar să ne ajute Domnul ca predicile noastre, cântările noastre să fie în consonanță cu faptele noastre. Bine ai răspuns, a spus Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Adică să știi și să nu faci. Ce, nu știm că e păcat să bei? Să-ți bei banii, să-ți bei mințile? Nu știm că e păcat să faci adulter, să-ți înșeli soția și copiii tăi? Nu știm asta. Nu știm că e păcat să bârfim, să călcăm în picioare pe cei de lângă noi, să le stricăm numele bun doar ca să ieșim noi în evidență. Nu știm că e păcat. Că e rea ambiția, că e rea răutatea, că Domnul nu acceptă lucrurile astea. Nu știm. Tinerii noștri, ce credeți? Că nu știu că e rău să se drogheze? Trebuie să ne rugăm pentru tineretul românesc și în special pentru tineretul bisericii. Amin. Drogurile fac ravagii, să știți. Tineri dragi, nu puneți mâna pe droguri. Că nu vă mai scapă nimeni de el. Și știu ce vorbesc. Cu atâția
iau legătura și încerc să fac și eu ce pot și văd ce duhuri demonice puternice sunt în spatele drogurilor. O, Duhule Sfinte, ai milă de copiii noștri. Nu știm, iubiților, știm. De ce nu facem? De ce nu facem? De ce despicăm firul în patru? Ce, nu știm că e păcat să divorțăm? Păi spune Scriptura în Maleahii, Dumnezeu spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Nu există pastor în România asta și popă și preot care să despartă ceea ce Dumnezeu a unit. Nu există. Da? Mai bine, frate păstor, nu mai pot, eu voi ați rezista, eu nu, eu am viața mea. Mai am, îmi spunea unul, avea 50 de ani și atât un prieten meu, spunea, frate păstor, mai am 20 de ani de trăit, vreau să fiu fericit. I-am zis, nebunule! Vorbește. Nebunule! I-am spus, mi-am permis, mare om cu bani, ești nebun. Te duci în iad, îți distrugi familia. Trezește-te. Ce-a făcut lumea asta? Ce a făcut Champions League cu tine? A început cu meciuri, cu prieteni, cu bere fără alcool. Anturaje, aveți grijă la anturaje. Dacă ai prieteni curvari, în scurtă vreme vei fi și tu curvar. Dacă ai prieteni care își bajocorez nevestele, în scurtă vreme vei face și tu preș din ele. Nu vă înșelați! Galatei, capitolul 6, cu versetul 7, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va zice. Și tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Căutați-vă, prieteni, oameni care iubesc rugăciune. Oameni plini de Duhul lui Dumnezeu. Oameni care respectă pe Iisus și ascultă cuvintele Lui. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne! Dar Iisus a continuat și a spus că El spune Sfântul, El care vrea să se îndreptățească, nu? Că atâția vor, ce e adevărul, Pilat, nu? Ăsta care e aproapele meu, îi nevastă ta cu care te-ai căsătorit. Și ai promis, nu în fața preotului și a pastorului, ci în fața lui Dumnezeu la altar, că vei sta până la moarte cu ea. Și invers. Ăla e aproapele tău pe care trebuie să-l respecti și să duci legământul până la final. Doamne, ajută-ne pe toți. Și care e aproapele meu? Și Iisus, vedeți cum bunătatea și dragostea. Iisus i-a zis pilda aceasta. Un om s-a coborât de la Ierusalim, la Ierihon. Și a căzut între niște tâlhari. Am vizitat în primăvara aceasta, am fost din nou la Ierusalim, a fost a doua oară. Am avut eu o dorință, că am simțit că se inflamează lucrurile și am zis, mai prind ultima dată să mă duc. Și-a avut un ghid, un mesianic, un evreu mesianic care crede în Iisus Hristos. Și când am plecat în Ierusalim, în Ierihon din Ierusalim, am oprit acolo pe pustietatea aceea și mi-a zis, uite, vezi pâlcul ăla de... Erau niște uscăciuni, acolo e căpăture, dar uscăciuni. Acolo e vorba de pădurea din Biblie, acolo era mișnau tâlharii. Nimeni care trecea pe acolo nu avea vreo șansă ca să iasă teafără. Ai grijă pe unde umbli. Pe tâlharii, nu? Probabil ești aici jefuit. Ești căzut pe drumul vechi. Ești îmbrăcat bine, dai bine, ești parfumat. Dar tu ești căzut din punct de vedere spiritual. A spus Iisus Hristos, a trecut un preot din întâmplare. O, ce trist! Religia trebuie să-i ajute pe oameni, nu să-i înrobească pe oameni. Nu să pună juguri peste oameni care nici nu le duce nimeni, nici preoții nu le duc. Apropo, oare ce juguri purtăm noi? Jugurile care le pun oamenii sau jugul care ne-l pune Dumnezeu? Să avem mare grijă. Și spune Scriptura că a trecut pe alături, l-a lăsat acolo. Religia de multe ori nu salvează, deși ar trebui să o facă. A trecut un levit. Și când l-am văzut, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, a trecut pe lângă. Ce trist. Dar a continuat Iisus, a venit un samaritean care era în călătorie și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și s-a oprit. S-a oprit lângă el. A pus balsam pe rânile lui. L-a pus pe asinul lui și l-a dus la un han.
lucrez. De multe ori avem pretenția, și spunea Iisus că era samaritan, era străin, de multe ori avem pretenția să facă alții ceea ce trebuie să facem noi. Spuneți că nu e așa. Le-a dat, așa de frumos le-a vorbit Iisus, voi evrei trebuia să faceți asta, nu un samaritan. Pretindem de la alții, spuneți că nu e așa, o, frații, păstori, nu fac, dar tu de ce nu faci? El trebuia să facă, dar eu de ce nu fac? Nu e așa. Pretindem de la alții să facă ceea ce trebuie să facem noi. Iisus s-a oprit. Marele samaritan s-a oprit. Mărit să fie numele Lui. Că samariteanul reprezintă pe El. S-a pus o întrebare în cer. Cine va mântui? Nimeni n-a putut să răspundă. Și Scriptura ne spune că Iisus a zis, Tată, iată-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeu. Și a venit Iisus. A venit Iisus, s-a oprit. A fost pus pe o cruce și a spus Hristos, îl vezi pe criminal? Iau eu asupra mea pedeapsa lui. Oh, nu vi se pare mult? E mult. O vezi pe cea care și-a înșelat bărbatul că e urât, nu e etichetarea asta. Iau eu rușinea ei asupra mea. Nu știu de ce trebuie să spun asta ei. Iisus în seara asta vrea să te elibereze, s-a oprit în dreptul tău, s-a oprit în dreptul nostru, mărit să fie numele Lui. El cel nevinovat, El cel fără de păcat s-a oprit și a luat păcatele noastre asupra Lui. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 18 spune că El cel fără de păcat a murit și a fost făcut păcat pentru noi. S-a oprit Hristos pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm, iubiților, să nu ne grăbim. Haideți să plecăm capul cu toți. Haideți să ne uităm la viața noastră, fiecare din noi. Este o zi a sărbătorii, a Duhului Sfânt, a Rusalilor. Atât am zăturat de formalisme, vă spun. Știam pe de rost cântările, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, este un vânt. Cântările care răsună în bisericile noastre. Și este atâta formalism, atâta lipsă de viață, atâta concurență, atâta mândrie. N-ați vrea în seara asta să ne uităm fiecare, dar nu la alt, în dreptul nostru. Eu spun ca slujitor acum, nu judec pe nimeni. Mă uit la casa mea și mă uit și îmi dau seama că am nevoie. E o atingere a Lui Iisus. Soția mea, copiii mei, slujirea mea are nevoie de o ungere proastă. Nu mai vreau formalism. Nici penticostal, ascultați-mă. Am ajuns noi penticostali într-un formalism. Numai Iisus ne mai poate salva. Ribrano grano, valia! Să coboare Duhul Sfânt peste bisericile din România. Aș vrea să ne rugăm peste toate bisericile penticostale din România. Amen. Aleluia! Aș vrea să ne rugăm pentru familiile fraților noștri. Să nu acuzăm! Haideți în seara asta aici să ne punem în spărtură pentru Biserica Apostolică a Dumnezeu. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi. Aleluia! Ribra nasa rama naio. Elio Caladia la Nana Nazia Vrau. Haideți să intrăm în rugăciune. Lăsați Duhul Dumnezeu să coboare în voi. Dacă sunt aici persoane care n-au încheiat un legământ cu Domnul, să se decidă astăzi pentru Domnul. Ria Siladio Veliot. Ramana Goberale Ovel. Aleluia. Duhul lui Dumnezeu e prezent. Duhul lui Dumnezeu e prezent în adunare. Relia Canadiove. Atinge-te, Mesia. Felii Saladiove. Ne smerim la picioarele tale. Numai Tu ești totul. Fă-ți lucrarea, Iisuse. Fă-ți lucrarea în seara aceasta. Te rugăm, fă-ți lucrarea. Mântuiește seara aceasta, eliberează! Elio Zaladia meu! Pralia Canadio meu!
Aleluia! 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 Atinge-te! Rina do Barazia Lania Felia Caladio Vei! Renia Saladio! Renia Saladi! Felia Caladio Vei! Aleluia! Aleluia, Dumnezeu Sfinte! Noastre, în bisericile noastre, în familiile noastre lucrează. Aleluia! Gloria lui Mesia! Velios tabralio vei! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă numele Tău! Aleluia, Iisus! Aleluia, Fiul lui Dumnezeu! Lucrează în seara aceasta! Atinge-te, Doamne! Cei bolnavi în seara aceasta, glorie numele Tău, glorie numele Tău, aleluia, aleluia, velio stalania venias, aleluia, 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 slavă ție, Iisuse, slavă puterii Tale, slavă Duhului Sfânt. Dacă sunt persoane bolnave în trup, puneți mâna în locul unde aveți problema. Eria Caralia! Jehova Rafa, Mesia, vindecă seara aceasta. Rua pralio menadio ve. Rania paralio menadio ve. Gloria numele Tău. Țara promisului Iisus, Cerul Sfânt, patria dorică, țara cea de sus. Suntem trecători, suntem călători, pornim spre țara de sus. Oriunde am fi, oriunde ne-am găsit, nu va fi nici într-un paradis. Acolo ne este țara promisă de Iisus. Cerul Sfânt, patria dorită, țara cea de sus. Acolo ne este țara promisă de Iisus. Acolo ne este țara promisă de Iisus. Cerul Sfânt, patria dorită, țara cea de sus. Acolo ne este țara promisă de Iisus. Cerul Sfânt, patria dorită, țara cea de sus. Suntem pregători, suntem călători, și cântecul acesta s-a sfârșit. Acolo ne este țara promisă de Iisus. Gloria Lui! Cerul Sfânt, patria dorită,
Amin. Astăzi urmăm calea lui Iisus, știm că în curând El va veni de sus. Știm că Domnul nostru va veni de sus, ca să ne ia la El. Cu toată inima. Astăzi urmăm calea lui Iisus, știm că în curând El va veni de sus. Știm că Domnul nostru va veni de sus, ca să ne ia la El. Plecăm, plecăm cu voie bună, lucrăm în câmpul Domnului. A lumii pierdi și ispite nu ne vor ține loc. Astăzi urmăm calea lui Iisus, știm că în curând El va veni de sus. Știm că Domnul nostru va veni de sus, ca să ne ia la El. Astăzi urmăm calea lui Iisus, știm că în curând El va veni de sus. Știm că Domnul nostru va veni de sus, ca să ne ia. Da, am ascultat lucrul acesta, știm lucrul acesta, că Iisus va veni în curând. Slavă Lui! Dacă nu te-ai oprit până acum să închei legământ cu Domnul, ți s-a spus în seara aceasta și ni s-a spus, oprește-te și închei legământ cu Domnul. Amin? Vreau să vă anunț că duminica viitoare, în cadrul Bisericii Pentecostale Poarta Cerului de aici din Bucium, vom avea botez nou testamental. Oprește-te, vino acolo și împacă-te cu Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Domnul este prezent aici. Dragul meu, ascultă-mă bine. Toți care au venit și s-au întâlnit cu Domnul, au plecat acasă schimbați. Din prezența lui Iisus Hristos au plecat acasă noiți. Din prezența lui Iisus Hristos au plecat acasă vindecați. Din prezența lui Iisus Hristos au plecat acasă iertați. Din prezența lui Iisus Hristos au plecat acasă eliberați. Nu pleca de aici fără Domnul. Ia-L pe Domnul în casa ta. Ia-L pe Domnul în familia ta. Și Domnul să ne binecuvânteze. Vom încheia slujba de aici din această seară printr-o rugăciune. Îl chem pe fratele Iosif să vină aici în față lângă mine să rostească rugăciunea de mulțumire pentru întreaga lucrare din seara aceasta și din întreaga zi. Pentru că Domnul a fost cu noi. Domnul ne-a cercetat. Domnul a lăsat călăuzire divină peste noi, prin cântare și prin cuvânt. Lăudat și glorificat fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Ne întoarcem, Doamne, să-ți mulțumim. Amin. Vrem să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeu, că ai mai păstrat pentru noi un moment în care să ne vorbești cu atâta dragoste. La inimile noastre să simțească că ne iubești și că ne dorești să ne mântuiești, să ne dăruiești viața veșnică. Ai vorbit, Doamne, celor în vârstă, ne-ai vorbit părinților, ne-ai vorbit copiilor noștri, Doamne Dumnezeule. Și o parte sunt cu noi aici, Doamne Dumnezeule, atinge-ne inima și vrea, Doamne Dumnezeule, să te cunoască că Tu iubești și că-i dorești să-i mântuiești pe fiecare. Aici sunt copiii noștri, Doamne Dumnezeule, ai fraților. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintez pe toți tinerii de aici, din adunare, din biserica aceasta, Doamne Dumnezeule. Să-i binecuvintez frații care s-au ostenit pentru lucrarea aceasta, Doamne Dumnezeule. Să le răsplătești, Doamne Dumnezeule. Să-i binecuvintez, Doamne, frații, Doamne, care s-au ostenit și au venit de departe, ca să fie aici și înalți în numele Tău, Doamne Dumnezeule. Glorificat să fie numele Tău mai departe. Însoțește și la plecare, Doamne Dumnezeule, să fii cu ei, Doamne. Dar Te rugăm acum, Doamne, că e spre seară, rămâi cu noi, rămâi în casele noastre, rămâi în viețile noastre și încredințăm toată lucrarea mai departe de aici, din Bucium, în mâinile Tale, Doamne Dumnezeule. Și mă rog, Doamne, descopere-Te mai departe și fă să se extindă împărăția Ta
aici în Buciu și în alte localități și Dumnezeule să mântuiești oameni. Aceasta e scopul pentru care ai venit în lumea aceasta. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru seara aceasta. Încă o dată, binecuvântarea ta să fie peste noi, peste toți. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Încă o dată, înainte de a pleca de aici, să spunem lăudat și glorificat să fie Domnul nostru. Amin, amin. Mulțumim Domnului pentru întreaga zi de astăzi, pentru slujba de dimineață și slujba din această seară, în care credem că Domnul a fost cu noi. Amin? Cred că toți am văzut lucrul acesta, toți am simțit lucrul acesta și Domnul ne-a binecuvântat în seara aceasta. Slavă Domnului! Mulțumim în numele Domnului Iisus tuturor celor care au fost prezenți cu noi în această seară, fie că harul, pacea și călăuzirea divină să fie cu dumneavoastră. Prezența Duhului Sfânt să vă însoțească în fiecare zi. Mulțumim fraților care au fost împreună cu noi, frații invitați, grupului Rază de Lumină de la Cluj. Domnul să vă binecuvânteze! Andrei, din suflet, din inimă, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și împreună cu frații ați făcut posibil ca voi să slujiți aici în această seară. Domnul să vă răsplătească! Mulțumesc în mod special fratelui păstor Marius Boca. Domnul să-l binecuvânteze! Domnul să-i răsplătească! Mulțumim Domnului pentru mesajul care l-a pregătit pentru noi în această seară. A fost ceea ce noi aveam nevoie și avem nevoie. Domnul să îl binecuvânteze. Amin. Și să ne rugăm totdeauna Domnul să-l însoțească. Amin. Să-i protejeze familia. Amin. Să-l binecuvânteze în călătorie, la întoarcere spre casă. Și altă dată cu bucurie să poată veni la Bucium. Amin? Mulțumim fratelui Lucian Bila împreună cu frații care au slujit în această seară. Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească și vă spunem și vouă cu bucurie, vă mai așteptăm la Bucium. Amin? Acum știți unde e Buciumul, sunteți bihoreni, știți Buciumul, de aceea vă așteptăm. Domnul să vă binecuvânteze. Și mâine dimineață vă așteptăm cu bucurie aici la cort, unde vom începe slujba la ora 9, vom avea invitați, noi invitați. Vor fi la laudă și la închinare, va fi Beni și Veronica, sunt invitați să cânte. Grupul de la Tășad este invitat să cânte, să laude pe Domnul. La vestirea cuvântului este fratele Gabi Floruț. Ne rugăm de pe acum binecuvântarea Domnului să fie peste ei. Amin. Mâine dimineață, în cadrul slujbei de dimineață, la prima oră de la 9 la 10, vom avea și un timp special de rugăciune pentru cauze speciale, pentru cei care veți avea curajul să veniți în față, dacă veți avea de mărturisit ceva, să mărturisiți, că făcând posibilă prin aceasta, Domnul să poată să lucreze în viața noastră. Amin? Apoi din nou mâine seară ne vom întâlni tot de la orele 18, în care avem frați invitați care vor lăuda pe Domnul, grupul de la Efrata care va cânta pentru slava Domnului, frații Buble de la Deva sunt invitați să laude pe Domnul și au confirmat că vor fi cu ajutorul Domnului aici, iar la vestirea cuvântului fratele pastor Teofil Păluț este invitat și a promis că va fi cu ajutorul Domnului împreună cu noi. Ne rugăm de pe acum Domnul să-i însoțească, să fie cu noi, să binecuvânteze lucrarea de aici și să încununeze lucrarea de aici prin lucrarea din Bucium. Amin? Oamenii să-și primească iertarea și mântuirea. Amin? În Bucium, în comuna Ceica din care Buciumul face parte, în comuna Drăgești care este alături de noi, Domnul să binecuvânteze România întreagă. Amin? Județul Bihor, județul Cluj, județul Bistrița Năsău și toată România să fie sub binecuvântarea și călăuzirea divină. Vă binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mergeți în pace cu bucuria prezenței Domnului în viața voastră. Amin.